Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi. Știu că este perioada aglomerată acum cu algele locale și o să încerc să fiu cât mai scurt și la obiect. În primul rând vreau să discutăm puțin despre ce înseamnă directorul județean din partea Consiliului Tineretului din România, pentru că este o poziție nouă la noi în județ și foarte multă lume nu știe ce înseamnă. Scopul meu principal este acela de a dezvolta simțul responsabilității civice. În primul rând, consider că este esențială inițierea unor proiecte și inițiative pilot, inovative, care să implice foarte mult și să susțină participarea comunității locale la viața civică. În al doilea rând, este foarte important ca gradul de informare al cetățenilor legat de deciziile locale care se iau să fie crescut, pentru că trebuie să învățăm lumea să știe ceea ce votează. În această direcție am organizat prima dezbatere publică cu tinerii din Reșița și cu candidații de la primăria locală. Această dezbatere este organizată împreună cu președinții de la Consiliul Elevilor de la cele 4 licee teoretice din Reșița. Dezbaterea va avea loc luni, pe data de 14 septembrie 2020, de la ora 17, în curtea Universității Eftimie Murgu. În cadrul acestei dezbateri, tinerii din Reșița vor putea să adreseze întrebări legate de strategia și despre ceea ce își propun candidații de la primăria locală să facă pe următorul mandat. Împreună cu ei și cu organizațiile de tineret din Caraș-Severin, ulterior, după terminarea alegerilor locale, vom încerca să găsim și să facem o listă a priorităților tinerilor din Caraș-Severin și din Reșița. Vom lucra împreună în ședințe de lucru și vom încerca să găsim soluții și să ne implementăm prin politici publice de tineret. După terminarea alegerilor locale, pe agenda mea personală va fi principală luarea legăturii cu toți reprezentanții organizațiilor de tineret din Caraș-Severin, după care îi vom informa despre activitatea CTR și îi vom aduce la cunoștință că CTR-ul este aici să-i sprijine și să-i susțină oricând au nevoie de ajutor. De asemenea, în contextul actual al pandemiei și situația în care ne aflăm acum, considerăm ca CTR că tinerii au niște priorități și niște nevoi care acum sunt acutizate din cauza situației pandemice. În acest sens, Consiliul Tineretului din România propune un plan de măsuri care se numește România Tânără, România Prosperă, pentru sprijinirea tinerilor din România în condițiile de COVID-19. Acest plan are aproximativ 10 puncte, vom reaminti câteva dintre ele. Vorbim despre integrarea pe piața muncii. Este momentul în care tinerii trebuie să fie susținuți și să aibă toată susținerea noastră pentru a se angaja, pentru a se dezvolta și a fi pregătiți să intre pe piața muncii. După aceea vorbim despre niciun tânăr nu rămâne pe din afară. Este foarte important ca toți tinerii, mai ales acum că al doilea, primul semestru din anul ce va începe se va desfășura în mare parte online, să poată tot accesa materialele de studiu în mod online gratuit. Vorbim despre inovație, coeziune și performanță, tinerii antreprenori. Este foarte important să susținem tinerii antreprenori din România, pentru că aceștia sunt viitorul. Să le oferim tot sprijinul de care au nevoie, finanțările de care au nevoie, materialele de studiu de care au nevoie, pentru a putea fi viitori antreprenori care dezvoltă și susțin economia țării. Și nu în ultimul rând, amintim un sector de tineret public. În ziua de astăzi, în România, începe să se pună foarte mult accent pe organizațiile non-guvernamentale de tineret, de elevi și de studenți. Consiliul Tineretului din România susține aceste organizații și cumva îndemnă autoritățile publice și companiile să susțină organizațiile, să le ajute să se dezvolte, pentru că ele cumva ne pregătesc viitorii tineri. Dacă aveți întrebări, mare plăcere. Aș vrea să întreb concret cum veți sprijini, de exemplu, partea aceasta cu digitalizarea, acum e subiectul fierbinte cu accesul la învățământul online, concret cam ce aveți în plan să faceți, să-i ajutați pe tineri să aibă acces la educație în orice condiție? La nivel național, nu pot să mă dau cu părerea momentan, așteptăm să vedem noile decizii care se vor lua în legătură cu distribuirea materialelor electronice pentru elevii și studenții care nu au posibilități să le acceseze. La nivel de informare, organizațiile studențești și CTR-ul fac campanii de informare și de aducere la cunoștință, faptul cum se folosesc platformele și cum se acceseze lumea. Și din punct de vedere al relației cu zona administrativă, cum vă situați voi ca și Consiliul al Tinerilor?
pe plan județean, după terminarea alegerilor locale, vor urma să mă întâlnesc cu câștigătorul alegerilor, să vorbim puțin despre zona de tineret și să vedem ce putem să facem pentru a susține tinerii din zona de Caraș. Mulțumesc!